Salut! Sunt Andrei de la întrerupătoaretactile.ro și în acest video vom monta această sonerie smart cu cameră video și alimentată de baterii. Da, smart detection, quick response, super push, simple orientation, să vedem efectiv cum funcționează. Da, e HD, viewing angle 160 de grade. Poate înregistra pe card maxim 128 de giga și e alimentată de două baterii 18650, adică modelul acesta, baterii reîncărcabile. Bun, cam atât ar fi. Să vedem ce e în ambalaj. Avem un cablu micro USB, bun, niște bibluri și șuruburi, soneria, bandă dublu adezivă pentru montaj și instrucțiuni. Ok, să vedem. Bun, deci aceasta e plăcuța pentru montaj, suportul. Observăm că mufa USB, micro USB e aici. Practic, putem să o folosim doar la reîncărcat bateriile. Bun, bateriile se introduc aici. Da, aici e locul pentru, cum se vede, pentru cardul micro SD. Ok, să adăugăm soneria în aplicație. Aplicația e OneCam. Da, add device and add. Zice că trebuie să ținem pe butonul de reset undeva la 5 secunde până când LED-ul roșu e aprins continuu. Ok. Bun, și acum îi dăm next. Avem parola de la Wi-Fi deja introdusă și avem acest sunet groaznic. Ok, am supraviețuit. Am verificat, fără acel sunet nu se adaugă în aplicație, deci e nevoie. Bun, am și găsit soneria, acum nu o mai redenumesc. Bun, și așa, bun, deci ok. Mi-a trimis notificare că e o persoană în fața camerei. Bun, acum ce e chestia asta? Soneria de interior, și în caz că vreți să aveți și partea clasică, se poate adăuga această sonerie de interior. Bun. Deci se poate regla volumul. Pe urmă, dacă ținem 5 secunde, da, e aprins continuu acel LED. Păsăm scurt pe
here. Să vedem dacă am reușit. Ok, deci 5 secunde până când LED-ul e aprins pe chestia asta. Și pe urmă apăsați curt pe ăsta, acum sună toate și telefoanele și așa. Bun, să ne întoarcem aici. Ok. Și de obicei toată lumea întreabă, da, se poate adăuga pe două telefoane. Da. Practic cu acest share, bun, aici dăm add device și add by scanning, ok, bun. Și acum dacă cineva pasă pe soneria video. Da. Deci, a sunat soneria de interior plus cele două telefoane. Dacă dau answer. Da. Îmi apare imaginea. Pot să și vorbesc, dar o să fie o mega microfonie. Alo? Bun. Și putem vedea în timp real și de pe telefonul acesta. Ok, acum voi monta această sonerie. Okay, am reușit să montez soneria. Am descoperit că banda aceasta de fapt nu e dublu adezivă, e adezivă pe o singură parte și funcționează ca o garnitură. Deci practic se montează pe spatele plăcii de suport și placa se va prinde tot cu șuruburi. Bun, fiindcă aici avem sticlă, am folosit bandă dublă adezivă 3M și arată cam așa. Să vedem cum funcționează. Bun, prima dată sună chestia asta. Pe urmă avem notificare pe iPhone și aici putem răspunde puțin până se conectează. Bun, și putem și vorbi și asculta ce e afară. Ok, și indică faptul că e o persoană afară și trimite notificări push inclusiv pentru asta. Bun, putem închide. Aici mai avem o mulțime de setări. Alarmă. Setări video. Storage, dacă avem card SD. Și așa mai departe. Bun, deci funcționează, o să o mai testăm în următoarele zile. Soneria aceasta are 52 de melodii. Ok, bun, mersi pentru vizualizări, nu uita să dai like, share, subscribe și ne vedem la următorul video smart.